Neața, bună dimineața! Când ajungeți în Focșani, pe drumul ce leagă orașele Buzău și Bacău, veți trece negreșit pe lângă crama Tata și Fiul. În spatele clădirii cu multe geamuri se adăpostesc tancurile cu peste 1,5 milioane de litri de vin, o expoziție cu vinuri premiate și sala unde au loc degustările. O afacere ridicată de Costel Apostol și continuată cu brio de Radu Costel Apostol. Cum ar fi ca voi să munciți într-o afacere, să vă aduceți aproape copiii și într-o zi, când rămân singuri, să continue ei povestea, pomenindu-vă în fiecare zi prin numele brandului pe care l-ați creat? Ce sentimente vă trezește gândul că truda voastră nu s-a pierdut, ci dimpotrivă este dusă mai departe și primește aprecierea pe care o visați? Sunt convinsă că tatăl, Costel Apostol, plecat în lumea îngerilor chiar anul trecut, în ianuarie, simte că tot ce a realizat e pe mâini bune, cele mai bune. Dar să o luăm în ordinea firească și să apucăm firul poveștii încă de la început. Asta e imagine filmată în 2004, în toamnă. Era un câmp viran, gol, cum de altfel se poate vedea și în lateralul cramei. Am început cu săpăturile, cofraje, tot ce înseamnă pahare. Aici deja era ridicată structura cramei actuale, unde ne aflăm. Începea pardoseala de turnat. Aici este scara pe care urcăm sus. Și aici, în alte stadii, ca să zic așa, aici deja se monta peretele cortină, partea de geamuri. Aici chiar tata. Toate cisternele, cele 48 de cisterne care sunt în cramă, băgate pe sus cu macarama, fiecare la locul ei montată. Aici se făcea partea de compartimentări. Aici totul era un gol, ca zic așa, ziceai că e teren de fotbal și după aia am început compartimentările interioare. Partea de curte, tot ce înseamnă paviment, pavaje. Și aici, la momentul ăla, asta a fost prima firmă care se monta. Acum firma este schimbată. Când a debutat afacerea voastră? Afacerea a început în anul 2003. Tata a preluat, a fost crama IAS-ului la Nicorești. An de an am modernizat această cramă până în anii 2004-2005, când au apărut proiectele europene, fonduri europene. Am construit de la zero această cramă unde suntem noi acum. Este un centru de depozitare, condiționare și îmbuteliere vinuri. O să ajungem să vorbim despre prezența. Știi că întotdeauna o iau așa cronologic, ca oamenii să urmărească firul poveștii. Cu ce suprafață ați pornit și cum arăta sectorul ăsta la vremea respectivă? Deci în anii 2003-2004 cumpăram struguri de la diversi proprietari. Până în anii 2010 am cumpărat an de an diferite cantități de struguri. Îi vinificam la crama noastră și apoi la acel moment îi vindeam vrac către terți producători. Dar care era procesul de vinificație a strugurilor pe care îi preluați de la alți producători? Deci mergeați pe metoda tradițională sau aveați tancurile? Până în 2006, când am făcut investiția aceasta la Focșani, mergeam pe o metodă tradițională, erau acele bazine Polstif din fibră de plastic, fără condiționă și fără frig foarte mult, nu era în acea perioadă. Culesul se făcea manual, Culesul probabil? Culesul se făcea numai manual. Anii 2003-2004 până în 2010 nu era un asemenea deficit de forță de muncă. Totul era manual. Nu exista mecanizare nici în vide, nici în cramă. Nu exista nicio mecanizare. Iar astăzi aveți această cramă, câte bazine aveți aici? Aici avem bazinele care le vedeți în spate și în lateral, sunt 48 de bazine de 30.000 de litri. Pe lateral sunt bazine de diferite capacități, de 20.000 de litri, de 10.000 de litri și până la 5.000 de litri, ca să putem pregăti loturile pentru îmbuteliere. Cu o capacitate totală? Cu o capacitate totală de 1.700.000 de litri. Aici, la Focșani. Reușiți să produceți o asemenea cantitate de vin anual? Noi în acest moment la Cotești și la Nicorești însumăm o suprafață de 125 de hectare pe rod.
Toată via este realizată exclusiv prin reconversie, fonduri europene. Început în anul 2008 până în 2016 am cumpărat diferite suprafețe de la diversi proprietari și am adunat această suprafață. Via este comasată? Oarecum comasată. 125 de hectare este împărțit în 85 de hectare la Nicorești, 40 de hectare la Cotești. 125 de hectare am avut 170 de proprietari. Și pe ce soiuri mergeți? Mergem pe soiuri românești, în primul rând, fetească albă, tămâioasă românească, fetească regală, la soiurile albe, la soiurile roșii, fetească neagră și bobească neagră și, bineînțeles, și soiuri internaționale, Sauvignon Blanc, Muscat Otonel, Chardonnay și Riesling. Și Cabernet Sauvignon la roșii. Uh-huh. Și ce se vinde cel mai bine? Care sunt preferințele consumatorului român? Preferințele consumatorilor români sunt destul de variate în acest moment, pot zice. Se optează și se dorește foarte mult un raport preț calitate foarte bun. Mai avem mult până să ajungem la nivelul țărilor europene, Italia și Franța, care au o industrie și o cultură oenologică foarte, foarte ridicată, un nivel foarte ridicat. Din păcate, se consumă vinurile raport preț calitate mai jos și mediu, dar prin diversele tehnologii, modernizări în cramă și în Podgorii, am încercat și încercăm să producem vinuri de o altă calitate, care să fie apreciate de consumator. Ca soiuri aș putea aminti Chardonnay-ul, în primul rând, este foarte apreciat de consumatori, fetească neagră, la soiurile roșii, băbească și în ultimii ani rozeu a fost apreciat de către consumatori. Da, trebuie să spun că venim și noi de la o degustare, adică am făcut cunoștință cu aceste vinuri și cu vinul alb și cu cel roze, dar cel roșu, spune-ne ce ne-ai servit la masă? Pentru că mai devreme am servit un Merlot 2019 din gama Tata și Fiu, un Merlot baricat, ținut 9 luni în baricul de stejar românesc. Este din Podgoria Nicorești, un soi care s-a aclimatizat foarte bine în Podgoria Nicorești. Datorită stejarului românesc a imprimat o notă aparte acestui vin roșu, care am văzut că v-a plăcut foarte mult. Foarte corpulent, adică merită o corpulență, da, ridicată, așa la o friptură, da, suculentă. Un raport alcool-aciditate foarte bine integrat. Este un vin care, dacă nu te uiți pe etichetă, ai putea să-i dai un 2017 sau un 2018, ca și cum ar fi un vin mai vechi. Învechit. Cât timp țineți voi vinurile la învechit? Depinde foarte mult de fiecare soi și de potențialul strugurilor din anul respectiv. Un minim de 6 luni de zile și un maxim de 18 luni de zile. Dintre vinurile pe care le aveți voi, care este cel mai premiat? Știu, ați participat la multe concursuri. Da, an de an trimitem probe la diverse concursuri interne și internaționale. Fetească neagră ca soi roșu este unul din cele mai apreciate și premiate soiuri atât de degustătorii români și cât și de cei internaționali. Iar ca soiuri albe avem un cupaj de Chardonnay și Sauvignon foarte apreciat la diferitele concursuri de specialitate. Ai putea spune ce note are vinul ăsta de Vrancea, așa în general, vinul caracterizând teroarul de aici? Da, deci diferă foarte mult zona Vranciei, Podgoria Cotești, care o avem noi, față de Podgoria Nicorești. Solul este diferit la Cotești față de Nicorești. Nicorești are un sol mai nisipos, mai lutos, reține foarte puțin apa, are nevoie de foarte mare cantități de precipitații. Cotești, în schimb, este un soi mai calcaros, mai pietros, se adaptează foarte bine la soiurile albe și la o anumită parte din strugurii roșii. Fetească neagră, Cabernet, merg foarte bine pe zona Coteștiului. Acum, pentru că știu că ești enolog și intervii în procesul de fabricare a vinului, spune-ne de notele astea pe care voi le numiți, cu aromă de vanilie, cu miros de fân, cu miros de floricele, da, și alte fructe. Sunt niște arome, în primul rând. Ce regăsim în vinurile voastre? În primul rând, vinurile noastre respectă foarte mult tipicitatea zonei, deci teroarul zonei. Încercăm să intervenim cât mai puțin în procesul de vinificație, fără foarte mulți adjuvanți, ca să zic așa. Vinurile sunt
ținute și fermentate la temperaturi controlate, vinurile albe și rozeurile sunt fermentate la temperaturi joase, 10-14 grade, vinurile roșii după metodă tradiționale, macerație, fermentație, temperatură de 20-28 de grade. În afară de baricule de lemn, în care ținem atât soiuri albe precum Chardonnay-ul, cât și soiurile roșii, feteasca neagră, merlot, cabernet, alte procese în metodele de vinificație nu încercăm să nu intervenim cu tot felul de adăugări. Okay. Să fie cât mai naturale și să respecte cât mai mult tipicitatea. Drept dovadă, vinurile noastre nu pot să zic că sunt identice de la un an la altul. Deci depinde foarte mult de perioada de coacere, de anul respectiv, nivelul de precipitații, dar vinurile de la an la an sunt speciale, pot spune. La noi cam toate rozeurile sunt apreciate, pornind de la gama premium, rozeul sec, în gama Tata și Fiu, rozeul demi-sec la fel merge foarte bine pe evenimente, iar acest roze vinificat în demi-dulce, deci cu orez mai mare de zahăr, este foarte apreciat de către segmentul de tineret și de doamne, mai ales prefer vinurile mai dulci. Iar acesta este noua etichetă care va apărea cât de curând pe partea de Carrefour și Kaufland. Etichete personalizate, Legend of Dracula. Astea sunt, e un brand care îl găsiți la Otopeni. Deci este... în duty free, nu? Exact, ca duty fiind free. Un vin, da, reprezentativ pentru România. Este un vin reprezentativ, firma în sine are contacte și contracte cu diversi producători din România. Noi îmbuteliem două din sortimentul lor. Bobeasca Neagră, care am zis că este vedeta din zona Nicorești, și Feteasca Neagră. Având în vedere că anul trecut a fost secetă, ce vinuri ați obținut anul trecut? Deci anul trecut a fost un an foarte dificil, mai ales, mai ales în zona Nicoreștiului, deci zona, în general zona de sud-est, și datorită solului am avut producții foarte mici la hectar, la soiurile roșii am avut undeva la 3 tone, 3 tone și jumătate la hectar, când o medie normală e între 7 și 9 tone, deci o treime. Da. Nivelul de alcool a fost destul de ridicat, dar cu eforturi, în primul rând, datorită mecanizării, am încercat să recoltăm cât mai rapid și cu atenție sporită în cramă, am reușit să obțin cantități mai mici, dar vinuri foarte, foarte bune. Calitative. Da. Vorbeai de mecanizare și la fix mi-ai ridicat mingea la fileu. Știu că ați trecut de la recoltarea manuală la cea mecanizată. Spune-mi exact cât de mult a crescut eficiența, randamentul în lucrarea asta de recoltare, da, pentru voi și cum se transpune în calitatea vinului. În calitate, da. De 2 ani de zile am achiziționat o combină de recoltat autopropulsată. O investiție de o cât? Investiție ca să înțeleagă lumea. De 240.000 de euro, luată pe 5 ani de zile într-un sistem de rate leasing, ca să zic așa. Da. În primul rând am făcut calculul economic, plecând de la suma care o cheltuiam cu ziliere pentru recoltatul celor 125 de hectare. Cât vă costau ziliere într-un an agricol? Într-un an agricol, recoltatul ne costa între 45-50 de mii de euro. Această sumă o alocăm exact ratelor, cele trei rate pentru combina respectivă. După 5 ani de zile ne-am amortizat investiția, rămânem cu bunul respectiv. Un alt avantaj enorm este calitatea recoltatului. Zi de zi, această combină, fiind un utilaj agricol mecanizat, recoltează aceeași cantitate de struguri pe zi. Cât? Ce suprafață acoperă combina asta? Și undeva recoltăm cu această combină. Cât recoltăm oamenii? Deci noi aduceam în jur de 100 de zilieri. Dura o lună și jumătate recoltatul pe cele două podgori. Acum am scăzut la 3 săptămâni în cele două podgori. Recoltau în jur de 3-4 hectare maxim. Acum recoltăm 5-6-7 hectare, depinde foarte mult de condițiile și de strugurii care se regăsesc pe butuc. Deci am crescut aproape la dublu și am scăzut perioada de recoltat la jumătate.
Timpul, cel mai valoros. Și calitatea este un alt aspect foarte important. Sunt diferite păreri pro și contra la mecanizatul acesta și la culesul mecanizat, dar eu ce am observat în următorii 2 ani, calitatea strugurilor care ajung la cramă este net superioară față de calitatea care o făceam cu zilieri. De ce? Poate asta... Spune-ne, povestește-ne cum arăta via înainte, când lucrați cu oamenii și cum arată acum. Că eu am auzit povestea, dar aș vrea să vă în momentul recoltatului manual, cu zilierii care eu aveam, nu contest că erau cei mai buni zilieri, sau, dar nu făceau un recoltat foarte atent al strugurilor. Se pierdeau foarte multe boabe pe rânduri, rămâneau cantități neculese, seara mai existau probleme de furat în vie. Adică își lăsau oamenii deoparte. Își lăsau strugurii și seara veneau și la rândurile respective culegeau. Calitatea strugurilor din bene, strugurii erau striviți, găseam foarte multe frunze și ciorchini, nu neapărat ciorchini, că exista desciorchinarea la cramă, dar corzi efectiv din viță de vie. Vița de vie suferea foarte mult, deci pot să zic că după 2 ani de zile recoltat, mecanizat, vița de vie în urma recoltării arată mult mai bine decât în urma recoltării manuale cu oamenii. Oamenii, încă o dată zic, care aveam noi, deci zilier respectiv. Poate la alte crame să există alt zilier de o natură mai bună, da? Și trebuie acordat o foarte mare atenție transportului strugurilor de la cramă din câmp la cramă, protecția antioxidativă. La strugurile albe trebuie intervenit cu sulf sau cu metabisulfid de potas. Care este vinul tău preferat din tot ceea ce produceți voi? Ca vinuri albe, preferatul meu ar fi cupajul de Chardonnay cu Sauvignon, vin care în 2016, deci Tataș Fiu Chardonnay cu Sauvignon a fost votat la concursul vinul.ro, vinul anului 2016, iar la vinuri roșii prefer Băbeasca Neagră, Vedeta zonei Nicorești și Fetească Neagră. Deci astea ar fi preferatele mele. Ce alte obiective aveți? V-ați dezvoltat? Urmează să mai măriți suprafața? De la an la an am mai achiziționat mici suprafețe de viță de vie. Din păcate, este foarte dificil acest proces de cumpărare a terenurilor cu viță de vie. Încercăm să comasăm și să adunăm cât mai multe suprafețe, dar avem diferiți vecini. Dau un exemplu. Ultima suprafață am cumpărat 1 hectar. Au fost 6 moștenitori. Sunt suprafețe răzlețe, diversi proprietari au 1-2 hectare, suprafețele respective nu au cărți funciare, nu au măsurători, e dificil. De asta am și zis că am avut 170 de proprietari în perioada când trăia tata, foarte greu am strâns aceste suprafețe. Bun. Ați creat o poveste foarte frumoasă, tu și tatăl tău. Spune-mi dacă are cine să ducă mai departe povestea ta. Eu sper să, ca fiul meu de 6 ani și jumătate. Da, am un băiat, de 6 ani și jumătate. Sper să continui această tradiție. Dar îl mai iei cu tine pe aici, prin cramă? Iau unde pot, îi place în acest moment, dar vom vedea peste 15 ani, vedem cine rezervă viitor. Mi-aș dori să continui tradiția, cum și eu alături de tata. Am fost din 2004, când am venit în Focșani, m-am întors de la facultate, am continuat alături de el această tradiție. Dar tata a fost genul care m-a lăsat să văd cu ce se mănâncă această muncă și apoi m-a întrebat după un an de zile dacă vreau să rămân alături de el sau vreau să mă duc în alt domeniu. Eram aproape hotărât să mă duc în alt domeniu, dar după un an de zile de muncă alături de el mi-am schimbat total viziunea și am rămas să muncim împreună, am muncit aproape zi de zi, cot la cot împreună și acum, din păcate, datorită unei boli care l-a luat de lângă mine, în acest an încerc să duc mai departe această tradiție. Știu că tatăl tău nu mai este lângă tine, dar ți-a trasat niște sarcini pe care să le urmărești. În 2005, când m-am întors la prima facultate, relații financiare și comerciale, marketing, ca să zic așa, nu aveam mare habar despre această muncă. De asta și m-a lăsat, ca să zic așa, un an de zile să văd cu ce se mănâncă. Să înțelegi domeniul. Să înțeleg domeniul.
M-a ajutat foarte mult, am învățat foarte mult de la el, el având o experiență foarte, foarte mare în acest domeniu. Apoi m-am dus și am urmat cursurile celei de-a doua facultăți, USAMV-ul, specializarea horticultură oenologie la Iași, cu domnul profesor Cotea. Mi-am aprofundat și am definitivat toate informațiile care deja aveam practica din cramă și din vie. Acolo doar s-au cimentat, ca să zic așa, bazele și fundațiile cu teoria din facultate. Și mi-a prins foarte bine. Tot la îndrumarea tatălui am urmat și această facultate. Erau și momente când, datorită diferenței de vârstă și a generațiilor, aveam câteodată viziuni diferite, păreri diferite, dar în general când ne puneam la masă și discutam, până la urmă ajungeam la același numitor comun și ambii doream dezvoltarea și continuarea acestei frumoase afaceri, pot spune. Da. Uite, aș vrea să te uiți spre cameră și să le spui tinerilor dacă merită să investească în acest domeniu, dacă e un domeniu de viitor, agricultura. Ce le spune din experiența ta? Deci, din experiența mea, da, este un domeniu care va avea în câțiva ani un viitor foarte frumos, dar trebuie să-și aloce foarte mult timp, multe resurse financiare, să stea bine cu nervii, ca să zic așa, și să continui această muncă care zi de zi întâlnești noi obstacole, noi dorințe de a progresa. Dar, în general, recomand agricultura, mai ales că România este, după părerea mea, o țară agricolă care se poate dezvolta prin agricultură și turism. Apropo de România, cum se vede România de aici, din crama tatăl și fiul? Cu o diferență față de Europa destul de mare, o concurență neloială de multe ori, nivelul de trai încă, din păcate, noi vedem și la partea de vânzări, adică se consumă foarte mult, din punctul meu de vedere, vin de o calitate mai slabă, ca să zic așa, și la un preț mai scăzut. Vinurile ieftine. Vinurile ieftine, da, în general. Și nu numai la vinuri, la orice se consumă produsele ieftine datorită nivelului de trai. Sper ca în câțiva ani cultura viții de vie și a vinului să crească, să devenim mai educați în această industrie, să consumăm și noi ca în țările europene, ca să zic așa, un pahar de vin asociat cu un fel de mâncare, să crească consumul de vin și să depășim aceste perioade destul de dificile și cu pandemia și cu toate obstacolele acestea și să avem un nivel de trai cât mai bun. Așa să fie. Doamne ajută! Doamne ajută! În final, aș vrea să punctez ceva, pentru că există un soi de invidie manifestată nejustificat față de copiii care duc mai departe afacerile părinților. Nu aș vrea să vorbesc despre faptul că o astfel de manifestare este o dovadă de prostie, ci să vă reamintesc că în agricultură aceasta este rețeta succesului, altfel nu se poate sau este mult mai greu. În plus, dacă vă uitați peste gard la vecini, o să vedeți că și în alte țări fermele sunt preluate din generație în generație. Ceea ce un părinte a muncit la vremea lui din greu, acum copiii duc la un alt nivel, rafinează și dezvoltă. Așa am ajuns să avem branduri cunoscute cu tradiție, pentru că încrederea în acel produs s-a construit în timp. Dacă ceva vă mișcă și ați vrea să reacționați, reacția firească ar fi de încurajare și apreciere, doar pentru faptul că și copilul a simțit de multe ori momentele de sacrificiu făcute de părinți în afacere. Aș fi putut pleca, dar jucăria mea, Meco, parcată chiar în curtea cramei, a stârnit interes, așa că i-am lăsat pe băieții de la APAN să îi arate lui Costel ce poate noul model McCormick X7624 VT Drive. Cum este tractorul? Arată foarte, foarte bine. E un tractor pentru cultura mare, puternic, chiar îmi place foarte mult. Îți dau cheile? Da, le-am luat. Ok, hai să te vedem. Hai să te vedem. Și aici ce le crezi? La amortizor sau la înălțime, ce le crezi? Prința. Da. Curația. Pieranții. Pieranici. Mediu. Aha. Ce înseamnă al patru este patru. Înțeles. Am înțeles.
Petrică de la Pan face instructajul. Deși Costel sunt convinsă că a mai condus tractoare, doar așa să-i prezinte noutățile. Îmi place tare mult când văd fermierii dornici să încerce tractorul meu McCormick. Rămâneți alături de noi. Sezonul 3, România văzută din tractor, încă nu s-a terminat. Mai avem multe povești de viață și de business care chiar vă pot motiva și inspira. Deci, cu tractoare de vii am tot mers. La tractoare pentru cultura mare, recunosc că este prima dată când merg cu tractor de cultura mare. După părerea mea, raportul putere, modelare, este foarte ok, foarte confortabil. Sunt că este un motor care are putere, girează foarte bine. Sunt convins și la vița de vie au același confort și aceeași raport putere, amortizare, suspensie, rază de bracaj. Da, este un tractor foarte, foarte bun. Ne vedem data viitoare. Pe curând. Cu bine!